Bine v-am găsit! Eu sunt Nata Albot și sub umbra pomului vieții plecăm într-o călătorie cu 12 fotografi ca să descoperim Moldova. Îi ajutăm pe străini, dar și pe ai noștri să afle tot ce are mai gustos, mai frumos, mai extraordinar și mai spectaculos de oferit Moldova în materie de turism. Așa că în următoarele câteva săptămâni urmăriți această aventură, fiți alături de noi și nu în ultimul rând ajutați-vă prietenii voștri să descopere Moldova. Hai! La Muzeul de Istorie și Etnografie din complexul Manuk Bay din Hincești au o noutate bună pentru cei care vor să afle mai multe despre istoria țării noastre și anume este vorba despre colecția de monede și colecția de bancnote din perioada țaristă, sovietică și post-sovietică. Eu mă uit la aceste bancnote și mi-amintesc de bunii mei mai păstrau câte ceva în albumele de fotografii și când am văzut această colecție m-am gândit că ar fi foarte bine să rog pe maică-mea să mai căutăm prin albume, poate reușim și noi să contribuim la această colecție. Veniți să o vedeți la Hincești! We have the suit for young unmarried woman, and here suit for a married woman. So the main piece of this suit is the blue, ye. Asemenea exponate, dacă nu le fotografiez, dacă nu transmit ornamentul unei meșterițe care s-ar apuca să facă o ie, ar fi un mare păcat, pentru că bluzele noastre tradiționale, ia românească, este atât de variată, încât vânătoarea după ornamentele de pe bluze este o activitate specială pentru cei care le iubesc așa cum le iubesc eu. Aici bara e cel mai fain, e răcoare, e plăcut, e tare bun de ascuns.
Moldova nu este o țară mare, dar atâtea regiuni cât ele are, fiecare ar trebui să-și promoveze propria sa identitate. Lucru de care ne bucurăm la Hincești, unde am ajuns să descoperim că există un brand local. Constantin o să ne spună mai multe despre asta. Salut, Constantin! Salut, Nata! Constantin, vă sunt vicepreședintele raionului Hincești și vă prezint o inițiativă frumoasă, proaspăt elaborată, produs de Hincești. O inițiativă pe care o să vedeți din ce în ce mai prezentă în Republica Moldova, care va scoate în evidență oameni frumoși, locuri frumoase și evenimente, sperăm noi. Și dacă veniți să descoperiți ținutul Hincești, o să sperăm să aveți ocazia ca cel puțin în două puncte pe traseul turistic să aveți aceste produse minunate de la producătorii noștri locali. Levântică cu uleiuri eterice, vinificatori foarte iscusiți, un olar foarte talentat, fructe uscate, miere, dulceață și multe alte produse interesante pe care cu siguranță o să le testați și o să doriți să le achiziționați. Constantin, eu sper că te urmăresc acum mulți alți vicepreședinți, primari din alte localități și se vor lăsa inspirați de inițiativa voastră, pentru că așa și doar așa putem să colorăm turismul din Moldova, dând identitate proprie localităților, oamenilor care produc în aceste localități. Așa că felicitări pentru inițiativă. Eu vă doresc spor, pentru că eu cred în turismul culinar și ceea ce faceți voi aici este exact ce spre ce trebuie să ne mișcăm cu toți. Mulțumim! Te servesc cu un roze produs la vinăria Hincești. Știți să menționez că la vinăria Hincești tot timpul avem o alegere. Noi ne ținem de cuvânt că vom face vinurile foarte calitative și avem un slogan: excelența este o alegere. Noi avem alegere din regiune să alegem cele mai bune struguri, avem alegere de a face volume mari sau de a face ceva puțin, dar calitativ. Te servesc cu un roze. Dar eu am înțeles că ei aici, la vinăria Hincești, deosebit de mult se mândresc cu vinurile lor albe, unul dintre care noi deja l-am gustat. Tot ce vă pot spune, dacă veniți la Manuk Bay, cereți o degustare de vinuri. Practic, în Moldova noi promovăm turismul, dar trebuie să promovăm și locurile unde ar trebui să vadă, să viziteze turiștii. Adică e ceva ok, mie mi-a plăcut. E o surpriză să găsești astfel de locuri, pentru că dacă e să te plimbi prin zonă, nu ți-ai dat seama că ai dat peste așa ceva, dar clar cred că un loc de genul ăsta poate să ridice un oraș întreg, în urmă, pe urma turismului, și cred că pe asta ar trebui profitat de acum înainte. I was really surprised about the wine taste. We have a lot of wine in Italy, but I never try a Chardonnay like the one that we try. It is amazing, the reconstruction, a lot of, not only money, but effort put into reconstructing this place. Castelul Conacu, o situație așa ambiguă, pe din afară arată foarte bine, superb, înăuntru cred că se mai poate lucra, se poate modifica, în special ceea ce țin de redarea epocii. Aici poate se va mai schimba și mobilierul, se vor mai adăuga unele piese care vor ajuta să ne confundăm în acel istoric care trebuie să corespundă acestui conac. Cea mai mare bucurie a mea a fost să descoper că în Hincești se dezvoltă un brand local produs de Hincești care va promova producătorii mici, produsele din zonă, ingredientele locale, ceea ce înseamnă că Hânceștiul va deveni mult mai atractiv pentru turiști. Chiar ai ce vedea și, dacă sincer, mă mândresc că în Republica Moldova putem să avem așa frumusețe și să invităm pe ceilalți să o vadă.